seara și bine v-am găsit la Alicia cu Prof Online. Bună seara, Alicia, și bine ne vedem. Să spunem așa, să nu uităm nicio clipă. Cu ce începem noi? Doamne ajută! Doamne ajută! Știi bine asta, știi bine că ți-am mai și povestit și altă dată. De foarte multe ori când mă aflu în situații dificile, eu nu stau pe gânduri și cer ajutorul Dumnezeu, pentru că El este Cel care m-a ajutat de fiecare dată. Spune-mi, te rog, dacă ai reușit să constați până la sfârșit, este sau nu număr prim? E număr prim. Arată-mi. Nu, eu nu sunt o magne credincios, știi bine. Să știți că am... Așa. Am făcut ce am făcut. Da. Până am ajuns la o împărțire cu 1, dați câtul mai mic decât împărțitorul. Așa. Chiar după ce am făcut, am găsit pe net o listă cu numerele prime până la mult și era și numărul ăsta aici. Și numărul acela l-ai găsit. Wow! Vezi tu, eu dacă aș fi încercat nu știu cât, dar ce baftă ai avut tu să dai peste... Practic un multiplu de acesta, că doar prin 2 l-am divizat, nu? L-am împărțit prin 2. Deci 23.323 este număr prim. Pentru că ultima împărțit la 181, dar să știi că dacă una din împărțiri, mergând așa meticulos, pe una n-am făcut-o, n-aveai argumente, însă tu spui așa că ai găsit o listă și în lista aceea cu numere prime destul de mari, de ordinul poate milioanelor de numere prime, să zic așa, da, s-a aflat și acest număr și atunci sigur că tu te-ai liniștit un pic, hai să zic cam așa, te-ai liniștit un pic spunând că iată este un număr prim și oricât aș încerca eu toate împărțirile, niciuna dintre împărțiri nu mă va duce spre un rezultat cu o împărțire exactă, adică cu restul 0. E drept. Acum, știi ce? Aș vrea să te întreb ceva. Uite, de ce împărțind numărul 23.323 la 89 am obținut ce? Cât acolo? 363. Da, 363, dar ăsta nu e un cât care ne-ar conveni nouă, în sensul că el conduce și la rest. Noi avem și un rest acolo, nu știu cât este restul. 80 și... Restul 16. 16, restul este 16, sigur că da. Vreau să spun ceva, că în condițiile în care găsim un împărțitor deștept, adică un număr prim care să ne conducă la împărțirea exactă, cu restul 0, câtul împărțirii este tot un număr prim. Deci asta e marea chestiune pe care trebuie să o reținem. Că împărțind un număr la 1 prim, că noi am început, ții minte data trecută, am început cu 7, cu 11, cu 13, cu 17, cu 19 și așa mai departe. Dacă s-ar fi întâmplat pe parcursul încercărilor noastre, la un moment dat, la împărțirea, zicem, la 19, să fost o împărțire exactă, să știi că numărul pe care îl obțineam, în urma împărțirii la numărul respectiv la 19, câtul ar fi fost tot un număr prim. Asta e foarte interesant. De ce noi încercăm? Noi încercăm pe parcursul tatonării noastre, ori de câte ori avem de cercetat și vrem să constatăm dacă un număr este sau nu prim, repet, încercăm până când împărțitorul este mai mare decât câtul, nu? Împărțitorul este mai mare decât câtul sau câtul este mai mic decât împărțitorul. De ce? Pentru că dacă am continua, de fapt noi am dat peste deja, să spunem, împărțitori pe care am încercat de-a lungul timpului până la momentul acela, care au fost mai mici și numere prime fiind de acestea și n-au mers, înseamnă că n-are rost să mai continuăm. Deci eu aș vrea să te întreb, cine a stabilit, asta ar fi problema care mă frământă pe mine acum, cine a stabilit acest lucru? Că continuăm împărțirea până când ajungem la un împărțitor care este mai mare decât câtul, sau câtul este mai mic decât împărțitorul, nu? Și cui i-a venit în minte? Pur și simplu eu sunt aici într-o stare de, să spunem, neliniște și tu ai sesizat asta, că de foarte multe ori mă frământă să descoper cine a avut ideea asta. Cum mi-a venit lui în minte? Are el vreun argument? Există ceva sănătos în calculul lui? La acest lucru aș încerca să răspund în seara asta și să răspundem amândoi. Știi bine că în momentul în care încerc să răspund la o întrebare, vreau cu tine să găsesc răspunsul, pentru că dacă noi înțelegem demersul, atunci este foarte, foarte bine. Și pentru asta o să ne construim un număr care să fie produsul a două numere prime. Hai să zicem că 89 cu 73. Îl înmulțim mai întâi. 89 ori 73. Ia să zicem. 89 ori 73 cât fac? Și acel... Da, ștergem de acum. Astăzi am făcut puterile și la școală. Deci ai început și acolo. O să discutăm îndată, dar eu aș vrea să răspund la întrebarea asta. La și da, și acolo. Sau scriu puteri în loc de... Da, da, da. Lasă scris, numai divizorii lasă scris, că este important asta. Atunci scriu, șterg unui număr? Deci numai ce e șters acum, lasă divizorul unui număr. Pentru că vreau să finalizăm lecția, știi, în final, să avem foarte clară chestiunea la care vreau să mă refer. Deci noi ne construim un număr acum, ca fiind produsul a două numere. Îl construim țindu-l. Ai spus tu, și cu 73, da? 89 ori 73. Și 73 este prim. Da, și 73 este prim. Da, vreau să... 73 e prim și 89 e prim, da. Da. Deci le înmulțim pe cele două numere, 89 ori 73. Deci 89 ori 73. M-am dat mai încoace că rezultatul se va duce așa. Așa, așa, de acord. Așa, deci începem. 3 ori 9, 27. 7, 2 în mic. Ținem 2 în mic. 3 ori 8, 24. 24 plus 2 în mic, 26. Da. Cu 7. Da. Cu unități. Zecile. 7 ori 9, 63. Începem cu 0. 7 ori 9, 63. 3, 63, 6 în minte. Da. 7 ori 56. Cu 6 divinte, 62. 62. Și acum adunăm. Aici îmi dă 7. 9, 4 și 6. Să ne închipuim, e clar. Să ne închipuim că cineva ne spune: ia vedeți voi numărul 6497. Cercetați dacă numărul acesta este sau nu prim. Scrie chiar așa deasupra. Cercetați dacă 6000. Cercetați. Sau, nu, mai clară, să aflăm divizorii. Hai că e mai simplu de scris. Deci divizorii lui 6000, divizorii D, aflați divizorii. Nu, dar scrie pur și simplu D, indici. Când ai zis D, indici, e foarte simplu. D, indici 6000. Dar 6497 chiar la indice acolo. Mai jos, da. D. D, unde zis divizor sau D, G, ce ai zis tu acolo? D, G. Nu. D, atâta. D și pe urmă 6497. 6497. Aflăm divizorii. Egal mai departe, că știi, doi din ei, acei improprii, îi poți spune repede. E vorba de 1 și... Da. Vorbește tu de acum. Așa. Deci primii sunt 1 și el însuși. După aia vedem dacă se împarte la 2 și aflăm că nu se împarte, fiindcă nu are 2 la, are un număr par la sfârșit. Corect. Așa. După aia la 3, de fapt, ne dăm seama, fiindcă adunăm cifrele de între ele 6 plus 4 plus 9 plus 7, da, care ne dă, cred că, 26, și acesta nu se împarte la 3, deci nici la 3 nu se împarte. Deci 26 este suma și nu se împarte la 3 și nici la 9, da? Nici și la atunci, 9. Și atunci e limpede, am trecut și cu 3 și cu 9 examenul, deci nici la 3, nici la 9. La 5 am mai avea. Păi am spus că la 5 nu se poate, că n-ai... Ai spus, da, foarte bine, n-am fost atent. Deci la 2, la 3, la 4 și acum tu spune, dacă n-am mers la 2... N-am mers la 2, nu merge nici la 4, nici la 6, nici la 8, la nimic par. La nimic par. S-a terminat cu divizorii pari, da? Da. Așa. Acum, dacă n-am mers la 3, nici, nu mergi nici la un multiplu de 3. Adică dacă ar fi să gândești la 9, la... 12, niciun multiplu de 3 nu mai merge. Adică ce înseamnă multiplu de 3? Un 3 înmulțit cu ceva. Că dacă n-a fost încorporat, 3-ul se află în multiplisei de 3. Deci nu mergi la 3, nu mergi nici la un număr de 3. Și atunci începi să tatonezi numerele prime. Și primele numere care sunt prime sunt în ordine. 2 și 3 le-ai văzut, 5-ul nu merge, ai criterii, 7-le intră în discuție. Așadar ne ocupăm de împărțirea la 7. Ne întrebăm, o fiu are divizor 7. De ce e 6497? Începem să facem împărțirea. Te rog, de acum ne apucăm de lucru. Da, 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 da. Așa. Deci la 7. Da, da. Și atunci am să... Ștergi acolo, poți să ștergi acolo. Numărul ștergi acum. Sau... Lasă-l doar atât, 89 ori 93, șterge de desubt. Înmulțirea aceea șterge. Atunci poți să scriu doar rezultatul fără asta. Bine, bine și așa. Scrie deasupra, sus, ca să nu ocupăm spațiu. Păi sus scriu, dar stați că acum șterg și vreau să scriu mai încolo ca să putem să calculăm. Perfect, să câștigi spațiu ca să... Exact. Așa, 6497. Voi scrie, voi face, asta trebuia să scriu mai încoace, dar mă, voi scrie împărțire. Deci ne apucăm de lucru, ne apucăm de lucru, să zicem, da? 6497 împărțit la primul divizor. 97 împărțit la 7. Da. Data trecută, cum am scris aici, toți divizorii până la 100. Toți, pardon, toate numerele prime. Toate numerele prime, da. Acum le știm noi mari, așa, ne descurcăm. Da, eu zic că le știu, le am și pe care. Împărțitorul are o cifră luăm și noi. Și punem aici un punct să știm că am luat o cifră. Dar 6 este mai mic decât 7, deci și nu putem să facem, deci trebuie să mai luăm o cifră. Perfect. 64. Și atunci, mă gândesc acum, 7 ori cât se de aproape 64. Din tabla mulțirii, eu zic că ori 9 de 63, deci pe aproape. Perfect. Conduce, vorbești, că eu merg un pic... Da? Okay. Vorbești și conduci și lucrarea. Ok, ok. Deci 7, 9, 63. Acum tragem linie și scădem, ne dă nimic, 1. Ne dă 1. Acum îl coborâm și pe 9. Am pus un punct ca să știu că l-am luat, 19. Și acum mă gândesc 7 ori cât se de aproape de 19. Ori 3 ar da 21, deci mai mare. Ori 2 e cel mai bun, ori 2, că și ne dă 14. Faceți căderea 5, nimic, îl coborâm pe 7. Coborâm pe 7. Așa, 57. Și acum dăm de 7 ori cât se dă 57? Ori 8 se dă 56. Deci este aproape, nimic, ne dă rest 1. Acum, fiindcă am făcut 7, următorul număr prim este 11. Și atunci ăsta nu e bun. Următorul este 11. 6497 părțit la 11. Să vedem dacă ăsta merge. Așa. Două cifre are împărțitorul, două cifre luăm și noi. Și punem două puncte că am luat. 64. Și zicem 11 oricât se dea aproape de 64. Ori 6 ar da 66, deci ori 5. Ori 5, ca să dea 55. 4 minus 5 nu se poate împrumut, 10 minus 5, 5 plus 4, 9, mi-a rămas 5 minus 5 nimic, 9. Îl cobor pe 9, 99. Păi merge de 9 ori, 9 ori 1, 9, 9 ori 1, 9. Așa, scădem nimic, îl cobor pe 7. Nu merge. Deci nu avem cum să facem, deci punem un 0. Așa. Am făcut cu 7, cu 11. Acum următorul este număr prim 13. Deci 6400, n-am mai scăcut. Deci 6497 împărțit la 13 am spus. Două cifre are împărțitorul, două cifre luăm și noi, 64, și ne gândim 13, oricât se dea 64 ori 3 oare, cred că ar da mai mult, deci care dă 3, da, ori 2, fiindcă de 3 ori ar fi prea mult, ar da 39, cred. Și atunci ori 2, 2 ori 3, pardon, 6, ori 1, 2, 26. A, de fapt, nu. Stați că m-am gândit la altceva. 1, 2 ori. Merge de mai multe ori. Merge de 5 ori prea mult. De 4 ori. De 4 ori. De 4 ori. Așa, 12, 2, 1, minute, 5. Trag linie și scad. 4, 2, 2, 6, 5, 12, 1, 12. Acum 12 ăsta. Vedem că este mai mic decât 13 și e foarte mic. Punem pe 9 și punem un punct, că l-am coborât. 9. Și avem un număr 9, 129. Și acum ne gândim 13. Oricât să dea aproape de 129 sau poate chiar fix. Eu zic că maximum e 9, nu putem să punem 10. Deci 9 și dă 117, cred. Ca să ridicăm 9, 3, 27, 7, 2, 1, 9, 9, 11, da, e bun. Scădem. Așa. 1, 7, 2, de minus 1, 1, nimic. 12. Și acum 12 îl coborăm și pe 7. Da, nu am loc. Așa, îl coborăm pe 7. Și ne gândim 13 cât să dea 127, deci maxim e 9, nu pot să pun mai mare, deci tot 117. Și 7 minus 7 nimic, 0, 2 minus 1, 1 minus 1 nimic, 10. Nici ăsta nu e bun, am restul 10. Trag linie, următorul. Să dau mai jos să vedeți. Așa. Următorul număr, deci am avut 13. Următorul este 17. 6 este... 6497 împărțit la 17. Așa. Împărțitorul are două cifre și 9. Adică pe 6 și pe 4 și atunci 64. Și ne gândim cât să dea aproape de 64. De 3 ori, cred că e prea puțin. De 4 ori prea mult. Deci, cred că de 3 ori și îmi dă... Deci de 3 ori, zic eu. Și am 3 ori 7, 21, 1, 2000, de 3 ori, așa, 51. 51, tragem linie și scădem. 4 minus 1, 3. 6 minus 5, 1. Este mai mic decât 17, este foarte bine. Îl coborâm pe 9. Și avem numărul 139. Ne gândim 17, oricât se de aproape de 139. Oare de 8 ori? Cred că de 8 ori, da. De 8 ori de 6, 3, 1. E mai mic, de ce bun? 9, 6, 2. Aoleu, 3, pardon. 3 ori 3 e mic. 1 minus 1 nimic. Rest 3. Îl coborâm pe 7. 37. Păi, dacă aici a fost de 3 ori, acum maximul îl am de 2 ori. Da, de 2 ori maxim. Și îmi dă 34. Așa. 7 minus 4. 3. Dați că am scris. Așa. 7 minus 4, 3, 3 minus 3, nimic. Rest 3, nici ăsta nu e bun. Următorul. Următorul este, deci am avut 17, 18, 19. 19 zic că merge, că e prim, da. Și atunci facem 6497 împărțit la 19. Avem două cifre, este în obligație să luăm și noi tot două cifre. Ne gândim 19 oricât se dea aproape de 64. De 3 ori, de fapt de 3 ori zic că e bun. Da, de 3 ori ar fi așa. Pentru că tu ai gândit așa, 19 e aproape 20 și 20 în 60 cam de 3 ori. Deci ai gândit bine de 3 ori. Și acum fă probă. Deci de 3 ori și începe lucrul. Ce m-ați speriat când nu v-am văzut. Da. Bine. Deci am 3 ori 9, 27, 7, 2 de 3 ori 9, 3 plus 2, 5. E bun. Așa. 4 minus 7 nu se poate, mă împrumut. 10 minus 7, 3 plus 4, 7. Aici mi-a rămas 5, vom împrumuta minus 5, nimic. 7. Îl cobor pe 9. Și acum zic că merge de 4 ori. Fiindcă de 3 ori a mers 57 și de 5 ar merge prea mult, deci de 4 ori. 4 ori, da. Da. Și ca să mă conving, am 4, 9, 36, 6, 3 în minte, 4, 9, 4, plus 3, 7. E bun. 9, 3, 7, 1, 7, nimic, 3. Îl cobor pe 7. Așa. 37. Păi, cred că de 2 ori, dar de fapt de 2 ori ar da 38. Deci odată. Odată, corect. 19. 7 minus 9 se poate împrumut, 10 minus 9, 1 plus 7, 8. Iar rămas 2 minus 1, 1. 18. Nici asta nu e bun. Nici asta nu e. Da. Să vedem pe următorul. După 19, care ar fi numărul prim? 20 nu e bun, 21 nu, 22, 23. 23. Hai să vedem și părțile asta. Așa, 23 ar fi așa. 6497 părțit la 23. Două cifre aici, două cifre luăm și noi. Da. Adică pe 64. Zic că merge de fapt, dacă îmi fac așa repede 3, de 3 ori ar fi 69, deci prea mult de 2 ori. Corect. Așa, 2 ori 3, 6, 2 ori 2, 4, e mai mic, e bun, 4 minus 6 nu se poate împrumuta, 10 minus 6, 4 plus 4, 8, i-a rămas 5 minus 4, 1, 18, vedem că este mai mic decât 23, foarte bine, îl cobor pe 9. 189. Păi, dacă aș încerca, nu, cred că ar fi prea mult de 9 ori, așa că de 8 ori, de fapt nu e prea mult. De 8 ori. De 8 ori, hai să încercăm. 8 ori 3, 24, aia în 2. 4, 24. 2 emite, de fapt, da, cred că e bun. 2 ori 8, 16, plus 2, 18, deci e bun. 184. 9 minus 4, 5, 8 minus 8, nimic. 1 minus 1, nimic. Rest 5 și acum îl cobor pe 7. 57. Păi, aici am avut 46 de la 2. Atunci, dacă iau de 4 ori, nu, de 3 ori. La 3 ori 20 fac 60. Da, de 3 ori ar fi 69, odată. Deci de 2 ori rămâne. De 2 ori. Da, de 2 ori, 46. 6, 7 minus 6, 1, 5 minus 4, 1, restul 11. Deci nici asta n-a fost 23, urmează... urmează, am avut 23, 24, nu, 29. 29. Da. Da, neapărat, ca să facem spațiu. Mai șterg după ce am pus și pătrățelile astea. Șterge, că tot te-ai ocupat de asta, șterge și jos ca să îi spațiu. Ok. Da? Coș. Fac eu liniile din nou. Așa. Ți-am zis 29. Da. Șase 497 împărțit la 29. Împărțitura are două cifre, 2 și 9. Luăm și noi două cifre, se mă obligați ca 64. Eu zic că, deci 29, eu zic că... E 30, aproape 30, 60, gata, de două ori. Așa facem în calcul. 29 e aproape de 30. 30 și 60 dincolo, de două ori. A, de două ori sau de trei ori? Ia să vezi. De două ori. De trei ori, cred că eu. A, de trei ori, dacă ar veni trei ori 30, 90. De două ori, e bine, de două ori, că 30 ori. Da, 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 e perfect. Am 2 ori 9, 18, 8. 1 în minte, 2 ori 2, 4, 5. 58. Așa. 4 minus 8, 4 plus 10 minus 8, 2 plus 4, 6. Aici m-am putut iar mai 5 minus 5, 0, nimic. Îl cobor pe 9, 69, ca aproape de 70. Aproape 70. Așa. Și atunci... 30-70 tot de două ori. 30-70 tot de două ori. Da, deci tot de două ori, că de trei ori ar știm de data trecută că e prea mult, deci tot 58. Da. 9 minus 8. 1, 5, 6 minus 5, 1, îl cobor pe 7. Suntem atenți, restul e 11 mai mic decât 29 și deși e bine, de două ori cum am văzut. Da, 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 da. 117, 100, nu, a, ba, nu, nu, 29 ori. E 30, așa tot timpul, 30 de 4 ori. 116. Dar nu cred că se împarte. Nu e exact. E 116, 49, 36. Da, da. E bine, e bine, e bine. 1, nimic, nimic. Deci îmi dă restul. Deci nici asta, 29, nu-i. Care ar fi numărul prim următorul? 29, 31. 31. De acord. Așa. $6.497 împărțit la 31. Două cifre aici, două cifre luăm și noi. 64. De două ori. De două ori. 62. Ar fi 61. De trei ori ar fi 90 depășea. 62. Nimic. 2. Îl cobor pe 9. Este, vedem că 29 este mai mic decât 31. Da. Și acum nu se poate, deci punem 0. Neapărat. Deci merge de 0 ori. Știi, fiecare coborâre să termine cu o cifră dusă acolo. Neapărat la cât. Așa. Da, acum avem de 8 ori, că de 9 ori... Cred că mergi chiar de 9 ori. Eu cred că mergi de 3 ori 9, 27. Acolo e 29. Merge de 9 ori. 10. Ai văzut cum am gândit eu? Am zis așa, 3, prima cifră e 3, la 31, 3. În 29, două cifre dincolo, 3 ori 9, 27. Am spațiu. De 9 ori. 9 ori 1, 9. Hai. Deci 9 ori 1, 9. Da. Și 27. Și acum trag linii și scad. 7 minus 9 nu se poate, mă împrumut aici. 10 minus 9, 1 plus 7, 8. Mi-a rămas aici 8 minus 7, 1. Aici primim de nimic, 8, rest 18. Nici ăsta nu-i bun. Și mergem mai departe. Următorul e 37. Da, 37. 37, da. Așa. 6497 împărțit la 37. Două cifre aici, două cifre luăm și noi. Da. Adică 64. Eu zic că de două ori ar fi prea mult, așa că o dată. Așa. 4 și 7 nu se poate. Mă împrumut la 6. 10 minus 7, 3, plus 4, 7. A rămas 5, minus 3, 2. Îl cobor pe 9. Am 279. Da. Merge de... Cred că de 5 ori. 5 ori. Mai mult, cred eu. Că vezi, 37 se duce aproape de 40. Dincolo e 270 și 9, 280. Eu... Cred că e 7 ori. De 7 ori. Ia să vedem. Că de 7 ori, că am așa. 7, 7, 49, 9, 49, 4 în minte. Așa. 5 de 7 ori, 3 ori 7, 21, plus 4, 25, deci bine. 9 minus 9, 0. 7 minus 5, 2. 2 minus 2, nimic. 20. Deci rest 20? Rest 20, îl cobor pe 7. Da. 37 ori 4. Da. Cred că chiar 5. Ia vezi că 5, că e 40 în 200, de 5 ori merge. Că 37 aproape de 40, da? Și 200 de 5 ori. Ok. Așa, deci am 5 ori 7, 35, 5, 3 minte, 5 ori 3, 15, 3 minte, 18, 185. 7 minus 5, 2, 0 minus 1 se poate, mă împrumut 10 minus 8, 2, 0, 2, 2 minus 1, adică mi-a rămas 1, minus 1, nimic. Nici ăsta nu-i bun. Nici ăsta nu-i bun, da? Următorul 37, 8, 9, 39. 39 nu-i număr primul. Care prin 3 merge. 41. Ok. Nu? 41, cred că e după 37. Da, 41. 6497 împărțit la 39. Așa. Nu la 39, nu la 41. Am spus, 39 nu-i număr prim. Că 39 ar merge prin 3. Cred că 41. Ați spus-o. Înseamnă că am auzit eu. Nu, dar tu ești responsabilă. 39, chiar dacă eu aș fi spus eu, tu spuneai, nu e adevărat. 39 nu poate să fie. 4 este 3 ori 13. 3 ori 13, sigur că da. Două cifre luăm și noi, 64. Merge de două ori. De fapt, o dată. O dată. 4 minus 1, 3. 6 minus 4, 2. 23. E mai mic decât 41. Și nu se poate. Deci punem 0. Da, punem 0. Că nu se poate. Da. Am pus 0 că nu se poate. Deci, de ce? Nu, dar n-ai coborât nimic. Abia când cobori, atunci vezi. Deci acum restul e 23 mai mic decât 41, dar n-ai coborât pe 9. Și când îl cobori pe 9, deci orice coborâre, după ce ai declanșat algoritmul, deci ai început împărțirea, urmărești primul rest de 23 care e mai mic decât 41, asta înseamnă că ai făcut bine de ai zis o singură dată, și acum coborâm pe 9. Și când l-ai coborât, trebuie să-ți ții minte că imediat trebuie să reacționezi. Da? Coborându-l pe 9 lângă 23, face un număr destul de bun. Și merge de un număr de ori. Deci coborâtul unei cifre se termină cu o cifră la cât. Totdeauna coborâtul unei cifre de împărțit se termină cu o cifră pe care o trebuie să o punem la cât. Asta e foarte importantă treabă pe care trebuie să o ținem minte, da? Da. Deci acum noul număr este 239, merge de 5 ori. 5 ori. 5 ori 1, 5, 5 ori 2, 20, 5 ori 4, pardon, 20. Da. 9 minus 5, 4, 3 minus 0, 3, 2 minus 2, nimic, 34. Acum punem 0. Nu, 34 este restul de la scădere. 7. E mai mic decât 41 și când cobori acum, când cobori, dacă n-ar fi fost suficient, deci dacă ar fi fost un număr punând pe 7, punând și pe 7 lângă și ar fi fost un număr mai mic decât 41, atunci puneai pe 0. Am avut situații de astea. Deci când cobori cifra și nu se aranjează un număr suficient de mai mare sau egal cu împărțitorul, atunci pui de 0 și pui 0 la cât, da? Deci dacă ar fi fost la scăderea asta, dacă ar fi fost numai, să spunem că îți dădea 2, în loc de 34 ar fi fost 2. Deci la scădere, în loc de 34, 2. În condițiile acestea, când ar fi fost la scădere 2 și puneai lângă 2, puneai pe 7, construiai numărul 27 și 27 față de 41 e mai mic. Și atunci puneai de 0 ori. Okay. Da? Atunci pui 0. Dar acum 347 e un număr mare. Și merge de câte ori? 8 ori. 8 ori, da. Rapte minus ori nu se poate, m-am primit 10 minus ori 2 plus 7, 9, am primit că mi-a rămas 3 minus 2, 1 și 3 minus 3 nimic. Rest 19, nici ăsta nu-i bun. Bun. Nici 41 n-a fost bun. Mergem mai departe, un alt. 41, 43. 43. Împărțit. 43. Două cifre dăm și noi. 64. Da, 64. Merge odată, de 2 ori ar fi prea mult. 4 minus 3, 1, 6 minus 4, 2 și am 21. Și e mai mic decât împărțitorul, da. Deci o singură dată a fost bine. Da. Cobor pe 9 și... S-a construit un număr mare, 219, număr face să pun ceva la cât 0, nu pun 0, ci am un număr construit destul de mare și să vedem de câte ori merge acum. De 5 ori, că 5 ori 3, 15, 5, 1, 4, 20, 2, 115, 4, nimic, nimic, am 4. Îl cobor pe 7. Merge odată. Și îmi dă aici 4 și nimic. Rest 4. Și acum, după 43, urmează 47. 447, 6497 împărțit 4. Așa, două cifre aici, două cifre luăm și noi. Merge, dar de fapt, da, o dată merge. 47. 4700 se poate mă plus 10 minus 7, 3. Plus 4, 7. Mi-a rămas 5. Minus 4, 1. Îl cobor pe 9. 179. Și merge de... Păi, cred că de 5, nu, 5 ori ar fi prea mult. De 4 ori, nu, de 3 ori, de 3 ori ar fi 1, 4, 1, 141, deci e bun. 9 minus 1, 8, 7 minus 4, 3. 1 minus 1 nimic, 38, deci e bun. Îl cobor pe 7. 387 este nou număr. Cred că de 8 ori... Da. De 8 ori ar fi 6. De fapt, nu, 3. Care 6? 3. Am 6. 3. Și e bun. Și am 7 minus 6, 1. 8 minus 7, 1. 3 minus 3, nimic. 11. Nici ăsta nu e. Atunci continui cu următoarele și șterg tabla. Deci ai ajuns la 47, da? Da. Și nu e bun nici ăsta. Și nu e bun nici ăsta. Observăm cum scade ușor, ușor... nu? Câtul, cu cât se mărește împărțitorul, câtul scade. Nu? De la ce era înainte de ordinul câtorva sute, acum a ajuns la 138. Deci suntem încântați, așa că vom ajunge. Adică algoritmul ăsta are finitudini. Se poate să termină odată și odată. În sensul că ceea ce așteptam noi ca împărțitorul să fie mai mari decât câtul sau câtul să fie mai mic decât împărțitorul, se va întâmpla. Ai făcut și pe 47. Cine ar urma după 47? După 47 ar fi 47. Asta, 47 a fost 53. 53. 49, 50, 51, 52, 53. Da, 53, corect este. Să spunem, hai să-l facem și pe 53 vreau. Hai că ajungem ușor. În câteva împărțiri, cred că tabla asta, de data asta ajunge. Ok. Data trecută a fost număr mai mare și n-am putut să rezolvăm deodată. Acum e mai mic și putem să facem. Sigur că da. 6497. Hai să facem. 6497 împărțit. Le spunem prietenul nostru și să aibă răbdare să facă aceste împărțiri, pentru că crește precizia și acum am să te rog pe tine să le explici exact cum se întâmplă. Primul rest, s-a întâmplat așa, urmează cobor cifra asta. Vreau să le explic ei să nu greșească vreodată. Da? Da, da, explic. Deci, vă uitați mereu la împărțitor, la noi este 53. Și vă uitați cât a nostru are două cifre. Suntem obligați să luăm și noi tot două cifre. Și luăm două cifre, 6 și 4. Și avem numărul 64. Și acum vă gândiți, 53. No, și spui așa, s-a întâmplat... Este mai mic 64 decât 53 și e foarte bine. Că altfel, dacă nu era mai mic, trebuia să mai luați o cifră. Așa. Asta trebuie să le spui. Bine? Așa. Și vă gândiți acum 53 oricât să dea aproape de 64 sau fix 64. De două ori dă mai mult, deci puneți doar un dacă. Puneți aici la acesta este rezultatul. Da. Și adunați. Și mulțiți valori. Desigur că dă 53. Acum trebuie să scădeți. 4 minus 3. 1, 6 minus 5, 1. 11. Vedem că este mai mic decât 53. Și nu prea am putea 53 ori câtva să dea 11, nu prea se poate. Dar nu-i voie. Atenție, Alesia. Nu-i voie. Imediat cobor încă o cifră, no. Deci continuă algoritmul. Coborăți o cifră, deci îl coborăm pe 9. Și acum se poate, că este mai mare decât 53. Și acum vă gândiți, 53 ori de aproape de 119. Eu zic că de 3 ori, prea mult, cred că prea mult, de 2 ori. Așa. Și explică de ce. De 3 ori 50 ori 3 face 150. Da. Da? Și depășește pe 110. Deci... de 3 ori. 3 ori 3, 9. 3 ori 5, 15. Și depășește. Deci prea mult. Nu, a depășit sau nu a depășit? A depășit 150. Da, sigur că l-ați zis. Ăsta e motivul. De 2 ori atunci. De 2 ori atunci. Da, da. 2 ori 3, 6... și 2 ori 5, 10, 106. Acum este bun. Tragem linii și scădem. 2 minus 6 și 3. 1 minus 0, pardon, 1. 1 minus 1 e nimic. Avem 13 și vedem că este mai mic decât 53. Deci, vedem că nu se poate, deci suntem obligați. Nu, stop. Deci restul este 13, mai mic decât 53. Deci am mers de un număr bun de ori. Adică de două ori a fost corect. Dacă luam o singură dată, restul aici ar fi dat mai mult decât 53 și atunci am fi fost obligați să mărim numărul de ori de încercare. Adică în loc de 2 în loc de 1 trebuie să luăm 2. În concluzie, doar aici la momentul acesta remarcăm că de două ori încercat a fost corect. Fiindcă restul la scădere este 13, care e mai mic decât 53. Deci aici doar atâta constatăm că numărul pe care l-am folosit, 2-ul, este deștept și îmi acoperă bine pe 119, încât la scădere nu obțin decât un rest mai mic decât 53. 13 mai mic decât 53. Și acum e momentul. Coborâm următoarea cifră. Te rog, vorbește. Nu, dar o iau de acolo. Deci, îndată când am scăzut, de aici încep, când am făcut scăderea... Dată ce am scăzut, mi-a dat 13 mai mic decât 53, deci trebuie să-l coborăm pe 7. Da. Merge tot de două ori. Da. Faceți scăderea. Și vă dă 122, rest 31. Bun. Mergem mai departe, după 53. După 53... 59. 57 oare are? 57, 12, are pe 3, da. Are 3 ori 19. Da, e bine, 59, cum ai spus. Vedeți că împărțitorul are două cifre, adică 5 și 9, suntem obligați și noi să luăm tot două cifre. Și luăm pe 64. Maximul e 1. 59. 4 minus 9 se poate luăm pe 10 minus 9, 1, 4, 5. Iar a rămas 5 minus 5 nimic. Spune acum, restul e mai mic decât 59. Restul e mai mic decât 59. Așa. Îl coborăm 9, suntem obligați ca să putem face și merge chiar de dată. Nimic. Îl cobor pe 7. Da. Și nu e bun și punem 0. Așa, adică merge de 0 ori. Merge de 0 ori și ăsta e chiar restul. Dar nu uităm să mergem, să spunem că fiecare coborâre a unei cifre se lasă cu o cifră la cât. E esențial. Fiecare coborâre trebuie să conducă, fiecare cifră coborâtă trebuie să conducă cu o cifră la cât. Începând la 0, 0, 1, 2, dar neapărat trebuie să punem o cifră acolo. Următoarea, după 59, următorul număr prim. 61. 61. Două cifre aici, două cifre luăm și noi. Merge chiar o dată. 3. E mai mic decât 61, e foarte bine. Da. Îl cobor pe 9. Da. Și văd că nu se poate face, îl cobor și pe 7. Nu. Pun 0. Aici. Neapărat. Fiecare coborâre se lasă cu o cifră acolo. 0. Da? Și acum îl coborăm și pe 7. Acum îl coborăm pe 7, da. Bine, perfect. Așa. Și eu zic de 9 ori ar fi prea mult. De 9 ori, 6 ori 9, 54. Depășești pe 39. Adică 6 ori cât fac 30 și ceva. 6 ori... De 7 ori. De 6 ori. 6 ori 6, 36. 6 ori 7, 42. Depășește. De 6 ori. 7 minus 6, 9 minus 7, 6, 4, 3. 3 minus 3 mic, rest 31. Așa. 61 nici să nu fac bun. Da. Următorul. 67. 67, da. Se mai vede? Da. 67. 2 cifre aici, 2 cifre luăm și noi. Și vedem că e mai mic decât 64 și nu putem și îl mai luăm și pe 9. Așa, ca să putem porni algoritmul, trebuie să luăm 3 cifre. De acord. Să mă gândesc de câte ori. De 5 ori sau de 9 ori. Că e 649. Ca 6 în 64, cam de 9 ori. Pe ce-am zis? De 9 ori. De 9 ori. Eu n-am înțeles eu greșeala mea. Poftim? De 9 ori. De 9 ori. 3 și 603. 9 minus 3. Avem 2. 6, 4 minus 10. 4,04, 6,6 nimic. Acum vedem că 46 este mai mic decât 67. Îl coborâm pe 7. Da. Și zic eu că merge de 5 ori sau de 6, nu, de 6 ori. Sau de 7 ori. 6, 42. Cred că merge, ia să vezi. De 6 ori. De 6 ori, da. Așa. 6 ori 7, 42. 2. 4 minte, 6 ori 6, 36. 36 plus 7 din minte, 43. E bun. 7 minus 2, 3, 2, 7, doamne, sunt 5. 6 minus 3, 3. 4 minus 4 nimic. Rest 35, nici ăsta nu e bun. Eu cred că aici e greșit. Ia să vezi încă o dată. 6 ori 7, 42, 2 și 4. 6 ori 6, 36. 36 și cu 4. 40. Nu 43. 400. 40. Acolo, da? Da, vreau să zic tot 402. Da. Și acum la scădere, 65. 65 e bun, că e mai mic decât împărțitorul care e 67. Deci observăm câtul a început să scadă foarte bine, câtul s-a dus la două cifre. Următoarea împărțire, după 67, care ar fi numărul următor prim, 6497 la 71, ai spus. Da. Luăm două cifre, dar degeaba, fiindcă nu se poate, deci luăm și pe 9. Și... Deci luăm și pe 9 și avem 649. Și avem 71 ori 9. Ori 90, nu? Așa zic. Ia să vedem. 9 ori 9, 63. Stai un pic. E bine? Da, e bine. Deci 9 ori 1, 9, 9, 7, 63. Da, corect. Ai făcut bine. Nimic? Adică nu că nimic, 0. 1, nimic, 10. 10 mai mic decât 71, deci am spus, spui așa că am spus de un număr corect de ori, de 9 ori. Și da. Acum coborâm 7. Așa. 107. De 2 ori ar fi prea mult, odată. 8, dar zici tot, e mic. 71, 7 minus 71, 30, adică 6, 36. Da. Și acum, după 71, cine ar veni următorul număr? Ar fi 73. 73, da. Hai să facem și așa să împărțire. Două cifre aici, două cifre luăm și noi, suntem obligați. Dacă e mai mic și mai luăm 1. 73 ori 9 ori fi prea mult, deci ori 8. De 8 ori, corect. Că a fost 9 data trecută și... Da. Da, așa 5. Minus 4, avem 5. 4 minus 8 ne scoatem împreună, 10 minus 8, 2 plus 4, 6. Ne-a rămas 15 și nimic, 65. Vedem că e mai mult decât 63, deci a fost bun. Da, așa cum ai spus, a fost bun. 8-ul a fost bun. Acum coborâm cealaltă cifră, următoarea cifră, 7. Da, coborâm pe 7. Și atunci, dacă aici de 8 ori a fost 584 de 9 ori. Așa. Simți că de 9 ori ar merge. Să vedem. Și mai ales 9 ori 3, 27. Și faci exact. Nu cred! 3 ori 9, 27. 7. Da, perfect. Și atunci, care e perechea de divizor? 73 este divizor. Ești foarte fericită. Fugi repede sus să-l pui în mulțimea divizorilor. Vă dați seama dacă nu mai făceam până aici. Deci, suntem atât de fericiți, 73 și încă și 89 este, că amândoi sunt, da? Și haideți să mai continuăm, că încă 73 este mai mare decât 89. Continuăm cu următorul. Am avut 73, acum 77. 77? Nu cred că e bun 77. Ba da. Păi 77 se împarte la 11, la 7 și vine un 7 ori 11. Aici în caiet n-am scris așa. Păi am greșit. Poți să-l tai pe 77. Să-l tai pentru că acum ne e clar că 77 e 7 ori 11. Deci nu este 77 prim, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79? Da. Ia să vedem pe 79. Simt că mai sunt două și gând. Deci 79. Da. 6497 împărțit la prea mare. 79 am spus, cred. Așa. 12, 12 obișnuit. Mai luăm încă una, că ca să putem să discutăm. E prea mic numărul 64, 79 e mare, da? Deci asta e explicația. Și merge cam de câte ori? De 6 ori. 79 e aproape 80. 80 în 640 de 80. De 8 ori, 8 ori, 8, 64. De 8 ori merge, credem. Dacă ziceți... Nu, hai să facem analiza împreună, o facem, nu că zic eu, ci să raționăm. 79 e aproape de 80. 80 ca 8 în 64. 8 în 64 de 8 ori, că 8 ori 8 fac 64. Deci merge, în mod sigur va merge. Dăm drum la lucru. 8 ori 9. 8 ori 9, 72, 2756, cam 8 ori 7, 56, 56 plus 7 de minte, 63. 63. 9, 6, Doamne Sfinte, 7, 4 minus 3, 1, 6 minus 6 mic. Vedem că 17 este mai mic decât 78, deci 8 a fost bun. Așa. Îl cobor pe 7. Următorul număr este 177, păi de 2 ori. De 2 ori. 8 ori 2, 16, da? 158, 7 minus 8 nu se poate, mă împrumut aici, 10 minus 8, 2 plus 7, 9, m-am împrumutat, mi-a rămas 6 minus 5, 1, nu minus 1, nimic. Nici asta nu e bun. Da. Mergem după 79, care este următorul? 83. 83. 25, 25 luăm și noi. Mai luăm una, fiindcă 64 este mai mic decât 83. Da. Așa, deci avem numărul 649. E, păi, 83 ori 9, cred că ar fi prea mult. Deci, ori 7. Deci 9 minus 1, 8, 4 minus 7, 4, 9 minus 10 minus 8, 2 plus 4, 6. Dar rămas 5 minus 6, 68, este mai mic decât 83, deci am ales bine pe 7. Îl coborâm pe 6. Și avem 687. Și dacă sus, așa, cred că de 5 ori, sau, nu, prea puțin așa. Ar merge de 8 ori. Da, de 8 ori ar merge. Și așa. 664. 7 minus 4, 3. 8 minus 6, 2. 3. 2. 6 minus 6 mic, 23. E mai mic. Am ajuns la un împărțitor, 83, care a condus la un cât mai mic decât împărțitorul. Și atunci oprește algoritmul că nu mai are sens să mai testez. Mai departe, Dacă după 83 te-ai fi dus la cine? După 83 m-aș fi dus la, la 89. La 89, sigur s-ar fi făcut împărțirea exact, dar ar fi dat câtul 73. Și pe 73 și 89 le-ai luat. Deci în clipa asta se oprește algoritmul că în condițiile în care ar fi unul mai mare, el a fost deja prins când ai făcut o împărțire în urmă. Cum a fost noi împărțirea la 73, ții minte, la 73 ne-a dat 81. Iată, ăsta e motivul pentru care, în condițiile în care ajungem la un cât mai mic decât împărțitorul, și dacă s-ar face împărțirea exactă, acela ar putea să fie bunoară 73-ul și cu 89, deci acestea au fost deja prinse în urmă. Asta este explicația. Deci pentru prietenii noștri, lor le spunem așa, că numărul pe care l-am construit noi a fost 89 ori 73. A fost produsul a două numere prime. Noi știam de la început că numărul ăsta nu mai are alți divizori decât 7 divizori proprii, adică 73 și 89. Dar am acceptat ideea că ei nu știu asta și ne-am spus așa, dacă ne-ar fi dat cineva numărul ăsta, cercetați-l și vedeți-i divizorii săi, al 6497, noi neștiind, am pornit foarte repede, improprii sunt cei doi divizori 1 și 6497, iar după aceea a trebuit să tatonăm, să facem împărțirile până când ajungem la un împărțitor, nu? Care conduce spre un cât mai mic decât împărțitorul. Când am ajuns așa, dar ce împărțitori am luat noi? Am luat în momentul acesta pentru studiu și am zis 2 nu mers, 3 nu mers, 5 nu mers, 9 nu mers. Atunci am început toate numerele prime. Deci, drept împărțitori se iau toate numerele prime în ordine, ca să nu scăpăm vreunul, în ordine 7, 11, 13, 17, 19, 23 și așa mai departe, până când ajungem la un moment dat cu un împărțitor număr prim, atenție, număr prim, care să conducă la un cât mai mic decât împărțitorul. Dacă împărțirea este exact, câtul acela al împărțirii este tot un număr prim. Dacă nu conduce la o împărțire exactă, bunoar la noi 78, ne-a condus spre o împărțire cu restul 23. Asta înseamnă că 83 nu este număr prim. Dar noi nu mai continuăm pentru că dacă ne-am fi dus spre 89, sigur ne dădea câtul împărțirii 73. Îi arată prietenul nostru. Hai să facem și împărțirea asta. 6497, să le arătăm. Împărțirea la 6400, împărțit la 89, că 89 ar fi următorul număr prim după 83. La 89? Da. Suntem obligați să luăm două cifre. Da. Mai luăm una, fiindcă 64 este mai mic decât 89. Și merge de 7 ori, nu? Și acum ori cam 3,62. Da. 3 am 6. Stați puțin că mare baterie laptopul și trebuie să-l pun în priză. Imediat. Sper că nu întrerupe și... Nu, că m-am uitat. Ai sesizat la timp. Da, că după aceea se oprea singur și... Deci 6, 4 mic, 2, 6, 6 mic, 26. Așa. Îl cobor pe 7. Și vedem că... e bun. Așa, și merge de 3 ori. De 3 ori? Nu bine. 3 ori 9. 27, 7, 2 minte. Și avem 3 ori 8, 24. 24 plus 3 minte, 26. Așa cum observăm, 89 este număr prim, dar îl are și pe 73. Dar noi perechea asta am găsit-o mai devreme, când am ajuns... Da, s-au inversat termenii. Păi sigur că da, cei doi factori, împărțitorul și câtul, sunt, divizori. Pentru că dacă împărțim la 73 ne dă 89, dacă împărțim la 89, iată concret, la 73. Dar de ce nu l-am mai cercetat și pe 89? Pentru că deja a fost pus în mulțime. Când mai devreme am făcut împărțirea la 73, l-am găsit pe 89 și noi i-am pus deja, am închis acolo, adică i-am prins pe ăștia. Acum, dacă noi am continuat cu numerele prime dincolo de 89, după 89 cine ar fi? După 89 ar fi 90 cât? 92, 91, 92, 93, cred. Nu, 93 are pe 3. 94, 95, 96, 97. Are 97 să fie număr prim? Nu mi-aduc aminte, dar ne gândim acum. Este număr prim 97? 91 este prim. 91, da. Da, ai dreptate. Deci pe 91 dacă îl cercăm. Și 97 și 2 cu 49. Deci dacă pe 91 îl încercăm, el nu va merge, dar va conduce eventual la un cât. 91 e număr prim, ai zis tu? Nu cred că e număr prim. Că 91 prin 7 merge. 7 ori 1, 7, 21, de 3 ori, 7 ori 13. Nu-i 91 număr prim. Deci 91 nu-i număr prim, care e pe 7 ca divizor. Așa că... Îi spuneați 97. 97. Deci 97 este... următorul, zici tu, da? Ia să vedem. 97... Dar de ce mai facem în continuare? Nu. Ne oprim. Numai vreau discuția să o purtăm. Dar important este să vedem dacă 97 este număr prim. Oare 97 nu s-ar împărți la 7? Ia vezi tu. 7 odată... Păi dacă e prim, n-ați spus că scrie 2 și 49? 2 și 49. 49. Așa. Deci 2 și 49. Deci nu-i număr prim. Păi nu-i. Bun. Dacă nu este număr prim, deci nu 97 îl putem încerca. Vreau să spun doar atât. După 97, ar fi încă un număr prim, nu știu eu care, acum foarte repede să spun, dar oricum la împărțirea, degeaba mai încercăm mai sus, pentru că la împărțirea respectivă, câtul va fi mai mic decât împărțitorul. Și câtul... 101, da? Câtul împărțirii, în condițiile astea, ar fi trebuit să fie mai mic decât împărțitor, dar el a fost deja tatonat în urmă. Trebuia să fie un alt număr prim. Și n-are rost să mai continuăm. Ăsta e motivul. Deci, ce-ai subliniat tu cu roșu acolo este esențial. Esențial. Acolo oprim algoritmul. Deci, prieteni dragi, să ne înțelegem așa, că ori de câte ori vi se propune un astfel de exercițiu în care trebuie să găsiți toți divizorii unui număr, după ce voi tatonați cu foarte multă grijă la 2, la 3, la 5, la 9, unde avem criterii de divizibilitate și constatați că ați epuizat și nu merge prin niciun număr, atunci urmează să încercăm divizorii numere prime, drept divizori, numere prime, care numere prime sunt. Cum pe 2, pe 3, pe 5 i-am încercat, 7 urmează, 11, 13 și așa mai departe. Și continuăm împărțirile cu numere prime până când ajungem la un moment dat la un împărțitor număr prim care îi mai mare decât câtul sau câtul împărțirii să fie mai mic decât împărțitor. Când ați ajuns așa, opriți algoritmul fără să stați pe gânduri. Pentru că voi, studiul a fost foarte bine făcut în condițiile astea, da? Și am arătat de ce. Acum... Explică tu, te rog, explică tu tot ce am vorbit eu acum, așa, cum am procedat. Deci, dacă aveți de studiat... să aflați toți divizorii unui număr sau să aflați dacă e număr prim. După ce încercați cu 2, cu 3, cu 5 și cu 9 și vedeți că nu merge la niciunul, încercați să îl împărțiți la numere prime. Și încercați la 7, la 11, la 13 și tot așa. Și atunci când vedeți că câtul, ca aici, este mai mic decât împărțitorul, vă opriți, fiindcă știți deja că nu mai aveți de ce să încercați. Perfect. Asta este esențial. Corect. Și atunci numărul acela este număr prim, da? Da. În cazul nostru, 6497 are 2 divizori improprii, cum de fapt toate numerele au așa ceva, și 2 divizori proprii. Sublinează pe cei improprii cu o culoare și pe cei improprii, deci improprii, mai întâi pe primii 2 improprii se cheamă, și pe ultimii 2 proprii, adică doar lui îi sunt. Așa. Da, 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 da. Așa și, nu, dar aceea cu altă culoare. Că aceia sunt divizori proprii. D, P, aceea pui D, P de desubt. La ei 2 pui D, P, divizori proprii, și la celălalt divizori improprii, D, I, M, P. Divizori I, M, P, improprii. Asta e limpede. Deci noi ne-am dus lecția asta la capăt, am reușit să le spunem ce înseamnă exact cercetarea atentă a faptului că un număr este sau nu număr prim și dacă pe traseu constatăm, găsim divizori, împărțiri exacte, scrim perechi de numere și ceea ce urmează să studiem o facem mai departe pe divizorul care a ieșit. Dar la numere prime doar eventual o pereche mai găsim așa pe traseu, în rest totul se oprește. Până când ajung la un împărțitor care e mai mare decât câtul. Ce vrei să-mi spui tu, că te pregătești să-mi spui ceva? Da, să vă arăt că am făcut puterile la școală. Așa, ești nerăbdătoare să-mi arăți asta. Puteri, exponent, numere naturale. Puteri cu exponent, numere naturale, da. Înmulțirea repetată, exemplu, 2 la a doua, 2 ori 2. Pe urmă, a ori a ori a ori a, apare de n ori, a la n, exponent, bază. Asta l-am spus și noi, dar vezi tu, este această tendință de a se duce spre partea asta pur teoretică. Păi astăzi ne-a explicat jumătate de ore o chestie cu a și cu n și cu m și la sfârșit a spus, haideți să dăm și un exemplu. Proprietăți, da. Plus, minus, mai mic. De aici a început teroarea. De acolo a început, n-am înțeles nimic. Nimic. Și apoi, da, că să dăm un exemplu. Și toate chestiile astea, așa, și un exemplu de la toate chestiile astea, nu știu pe unde e exemplu. Mă rog, mi spuse asta și asta e. O, da, draga de tine, dragi de voi. O, cum se face școala asta tocmai invers. Aici nu înțeleg eu deloc. Cum să înțelegi tu așa? Da. La 0, orice număr la putere 0 face 1, da, exercițiu, 1 la orice putere. Și am temă. Și ai temă, nu? Pentru mâine. Da. Nu, mâine. Scrieți puterile cu bazele 2, 3, 4 și 5 la puterea 2 la 4. De la 2 la 4. Da. Nu, eu am să mă duc cu tine acum să le facem o lecție la prietenilor noștri intitulată Puteri în varianta profului online. Dar eu trebuie să spun că aceste lecții se găsesc, asta pentru toți prietenii noștri, se găsesc aceste lecții făcute de mine pe Prof Online la clasa A5-a, Puteri. Dacă ne ducem în stiva aceea, găsim puterile făcute așa, în varianta mea, cum vreau să-ți arăt acum. Așadar, dacă la clasă nu se înțelege, nu se înțelege pentru că este tocmai invers făcută lecția. Nu dinspre partea practică, nu de la exemple spre general, ci invers, de la general spre exemple. Ori asta este împotriva firii. Deci nu am nicio lecție făcută așa acolo. Și la putere am atâtea lecții, Alesia, dacă te duci acolo, foarte multe lecții. Foarte multe lecții. Deci tot ce am știut eu despre puteri am acolo făcute. Când te duci la clasa a 5-a și selectezi de acolo clasa a 5-a, găsești puteri cu exponent natural, o sumedenie de gheșiți. Foarte deștept. Dar acum hai să ștergem, și fiindcă ne-am propus să le arătăm așa, ca să îi facem curioși pe prietenii noștri și să se ducă la lecțiile de acolo, la Prof Online, că au o șansă imensă. Ștergem tabla. Le-ai arătat la Prof Online, da? Da. Și ai tras din stivă doar lecții de clasa 5-a? Da. Sunt foarte, foarte multe. Nu se epuizează. Trebuie să sunt postări și mai vechi. Acolo. Da, deci sunt lecții foarte... Sau titlu, puteri cu exponent, acolo. Da. Șterge și să îi dăm noi drumul la treabă, să facem și proprietățile acelea, să facem tot. Și să fii și tu mulțumită că ai înțeles, dar mai ales prietenii noștri care găsesc aceste lecții acolo făcute deja. Ne apropiem ușor de ceea ce înseamnă materia la clasa 5-a, care e deja făcută. Deci toate este făcută la... Tristețea mea este că nu este cunoscut pentru toți copiii. Eram ieri la biserică, la liturghie, și niște copii de unul de-a 5-a, unul de-a 7-a, și am întrebat, dar voi știți de Prof Online? Nu știu. Deci nu știu. Și asta, marea mea durere este asta, că nu știu copiii și bieții de ei ar avea o șansă foarte bună. Și le-ați explicat și să se ducă și să... Da, le-am explicat cum să ajungă acolo și să-și găsească lecțiile și erau în stare să mai am brațe așa de bucurie că au lecții făcute și atâtea lucruri. Și ca și tine, nu înțelegeau nimic. Nimic. Ce le spun la școală, nu înțelege nimic. Deci nu scrie pe ramă, că nu se vede. Puteri. Scrie așa cum știi tu, puteri cu exponent natural. Alesia, de fiecare dată, știi, pun această întrebare. De ce s-a mai fi introdus la matematică și chestia asta? Cine nu a avut altceva de făcut mai bun decât să vă chinui cu așa ceva? De ce s-a adăugat puterile? Da. Am o explicație și o teorie. De exemplu, când... trebuie să mulțești multe numere. Adică, de exemplu, 2. Tu le rezolvi așa, doar că ca să nu scrii atât de mult, s-a inventat să scrii doar 2 supra 2, adică 2 la puterea a doua. Așa, deci s-a mers pe ideea de a scrie într-un mod încât toată lumea să facă acest lucru. Adică, în loc să spui 2 ori 2 de 7 ori, care face un număr pe care îl poți găsi, ca rezolvare, ca rezultat, dar ca să nu scrii 2 ori 2 ori 2 de 7 ori, așa am discutat noi și altă dată, scriem 2 la puterea 7, deci 2 mai mare și 7 sus mai micuț. Da? Ia scrie 2 ori 2 ori 2 de 7 ori. Imediat. Deci, de care, așa. 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2. Așa. Este egal cu 2 la puterea 7. Da, 2 la puterea 7. Și ca rezultat, dacă ar fi să facem calculul, cât ar fi valoarea? Păi primii 3 de 2, dacă îi mulțim, cât fac? Deci, primii 3 mulțiți, 2 ori 2 ori 2? Deci primii 3 mulțiți. Facem, uite așa, ăștia 3, da. Ăștia 3 și cu ăsta singur. La sfârșit, da. Primii fac 8. Da. 8. Da. Și 2. Și am un cont unde să scriu, să fac așa. Acolo 64. A, deci tot ori. Sigur că da. Tot ori, că doar orele au fost între ei. 64 ori 2 egal cu... 64 ori 2 egal cu... 128, da? Deci egal cu 128. Așa că sus acolo scriu egal 128. Deci rezultatul acolo, egal cu 128. Deci e foarte interesant. Când vezi 2 la 7, înseamnă 128. Dacă vei scrie de desubt 2 la 6, cu cine este egal? 2 la 7. Chiar de sub 2 la 7, scrie 2 la 6. Deci 2 la 6 este egal cu... Fără egal acela, doar atâta. 2 la 6. Nu mai scrie nimic, niciun egal. Că nu. Doar 2 la 6. 2 la 6 este egal. 6 este egal cu 2 la 7 plus... Nu. Păi înseamnă... 2 la 7... Păi de asta mie. 2 la 6 câți de 2? De 6 ori. 2 ori 2 de 6 ori. Bun. Și cât fac cei 2 de 6 ori înmulțiți? Că i-ai sub ochii tăi acolo. Înseamnă că doar 64. Sigur că da. 64. Deci egal cu 64. E fără 2-ul ăsta. Fără 2-ul acela. Așadar, 2 la 7, din cele două poți să spui așa, că 2 la 7, ăla de sus, e egal cu 2 ori 2 la 6. Deci din cele două acoladă, din amândouă, acolada din amândouă, adică inversă făcută acolada, închisă, cum ar veni. Din cele două, din amândouă, da, din acelea, poți să spui așa că 128 este egal cu 2 ori 64. Ia scrie 128 egal cu 64 ori 2. Perfect. Dar 128 cine este? Că e acolo sub nasucul tău. 128 este 2 la 7. Deci 2 la 7 este egal. Scrie de desubt acum. Sub 128 spui 2 la 7. 2 la 7. Aici? Da. 2 la 7 este egal. În loc de 2 la câta este 64. Este egal cu 64 ori 2. No, 64 cine este? 64, 2 la cât am spus mai devreme? Ăla e acolo. Asta. Da? Da? 2 6. La 6 ori 2 la 1, da? Ei, dar 7-le ăla, cum s-a obținut 7-le ăla? S-a adunat 6 cu 1. Care 7? A, 2 la 7, vezi că 7-le ăla la exponent, 7, exponentul 7 egal cu 6 plus 1. Deci scrim de desubt, sub 2 la 7 scrim încă o dată, că 2 la 7 este egal Deci 2 la 7 este egal cu 2 la 6 plus 1 sus, plus 1 la exponent, plus 1 la exponent. Că 7-le ăla de sus, de la exponent, plusul acolo sus. Așa. Ei, ia ce interesant este. V-a să zic că 2 la 7 egal cu 2 la 6 plus 1, care înseamnă egal cu, cum vezi de sub, 2 la 6 ori 2 la 1. Da? 2 la 6 ori 2 la 1. Deci, din cele ultimele două relații, poți să faci o acoladă cum ai făcut mai devreme. 1. Așa. Deci, hai să mai vedem încă o dată, Alesia. Deci, pe 2 la 7, acum l-am scris. Să o luăm ușor, să înțelegi fiecare chestiune. 2 la 7, cât a făcut ca valoare? 2 la 7 a făcut 128. Iar 2 la 6? Iar 2 la 6, 64. Ei, e ușor ca numere vorbind. 128 face de 2, 64 ori 2, nu? Da. Perfect. Acum, în loc de 128, am spus cât e el sub formă de putere văzut. Sub formă de putere, 128 e 2 la 7. Da? Sub formă de putere. Iar 64 e 2 la 6. Și ori 2-ul, ăla care era singur, am zis 2 la 1. Știi, de regulă nu se mai pune 1, dar l-am pus de data asta printr-un abuz, în sensul de a face să fie recunoscut că 7-le ăla la exponent a însemnat 6 plus 1. Deci 7-le de sus, de la exponent, de la 2 la 7, s-a văzut ca fiind 2 la 6 ori plus 1 la exponent. În concluzie, deci în clipa asta încă n-am înțeles. Nu înțelege exact unde vreau să ajung, da? O luăm mai ușor și o luăm încă o dată, tot cu 2 la 7. Deci 2 la 7 este 128, 2 la 6 este 64, da. 64 ori 2 de 128. Perfect. Sub 2 la 6 scrie 2 la 5. Hai să vedem cât face 2 la 5. Imediat. 2 la 5. Sub 2 la 6 scrie 2 la 5. 2 la 5. 2 la 5 este egal cu 64. Uite-te în urmă, doar 5 de al de 2 și îi mulțește pe cei 5. Primii 3 fac 8. Este egal cu 64 împărțit la 2. Adică cât? 32. 32, sigur că da. Deci egal cu 32. N-ai decât să le arăți prietenilor noștri că fac 32. Vezi, pui 8, primii 3 de acolo din înmulțire, primii 3 au făcut 8. Următorii 2 fac 4. 8 ori 4, 32. Și ai spus foarte bine, da? Dedesubt, sub 2 la 5, scrii 2 la 4. 2 la 4 egal cu? Se vede acolo sus să fac mai mare. Este egal cu 16. 16, sigur că da. Și 2 la 3 dacă vrei să scrii și asta. Asta că am scris. Am scris asta. Cu 8. Corect, e 2 ori 2 ori 2. Se vede foarte bine că ai deja scris în urmă. 2 ori 2 ori 2 de 3 ori face 8. Ei, hai să mulțim pe 16 cu 8. Da. O mai fac una sub alta sau? Da, dacă poți să faci, dacă nu, dacă deodată faci asta, cu atât mai bine. Scrie chiar în cuvinte, scrie 16 ori 8 ca să vedem exact. 16 ori 8. Scrie, te rog, 16 ori 8. 16 ori 8. Acum, eu aș fi vrut să scrii dintre 16 și 8 o acoladă, Deci la 16 și la 8, unde sunt scriși 16 și 8 în partea dreaptă acolo. Știi că 2 la 4 e egal cu 16? Aveai tu scris așa. 2 la 4 e egal cu 16. Ai scris deja. Și 2 la 3 fac 8. În relațiile care ai scris 2 la 7, 2 la 6, pe rândul acela. Deci ai scris undeva 2 la 7 e 28, 2 la 6 e 64, 2 la 5 e 32, acolo. Ultimii două, fă o acoladă la ultimii două, 16 și 8. Așa. Și acum zici 16 ori 8, acolo, în dreptul lor. 16 ori 8 este egal cu 128. Perfect. Dar în loc de 16 cât trebuie să pui? Dedesubt. În loc de 16? În loc de 16 pot să zic 2 la 4-a, ori 2 la 3-a este egal cu 128. Adică în loc de 128, tot sub formă de puteri? Adică 2 la 7. 2 la 7. Și egal mai departe, cu 2 la puterea, continuă la 2 la 7, continuă acolo un pic în dreapta. Dar dacă aici nu știam eu că este 2 la 7 și nu vreau să calculez, puneam să puteam să pun tot 2 și aici să fac 4 plus 3 și de 7? Sigur, asta vreau să descoperim. Deci egal mai departe, cu 2 la puterea, deci egal cu 2 la, scrie acolo mai departe, în dreptul lui 2 la 7. În dreptul lui 2 la 7 scrie egal cu 2 la puterea, sus acolo 7 plus 3. 4 plus 3, pardon. 4 plus 3. Cât doar 7 știi toată lumea că face 4 plus 3, nu? Da, sau dacă am 2 la puterea 5-a plus 2 la puterea 2-a și eu nu vreau să nu calculez, pun 2 și 5 plus 2, 7. Da, dar că e mulțit între ei, nu adunare. Deci 2 la 5-a ori 2 la 3-a. Atunci se scrie plus. Deci egal mai departe cu 2 la 5 plus 2. Da? La 5 plus 2 faci și 2 la 7. Deci vezi, asta e proprietatea pe care am descoperit-o. Deci noi am descoperit o chestie spectaculoasă. Scrie, vezi, în dreapta acolo, 2 la 4 ori 2 la 3-a, dedesubt. Ai avut 2 la 4 ori 2 la 3-a, egal cu 2 la 4 plus 3. Scrie încă o dată cu roșu, 2 la 4 ori 2 la 3-a. 2 la 4 ori 2 la 3-a ori 2 la 3-a este egal cu 2 la puterea 4 plus 3. 4 plus 3. Și egal cu 2 la 7. Dedesubt. Foarte importantă. Deci cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Două puteri, adică 2 la 4 și 2 la 3, care au aceeași bază, să copii baza, 2-ul, și să adune exponenții. Dacă nu au aceeași bază? Nu se poate opera. Deci numai care au aceeași bază, atunci scriem baza și adunăm exponenții. Să mai luăm un exemplu. Scrie așa, 2 la a 8-a ori 2 la a 10-a. 2 la 8-a. Imediat să schimb acum. Așa, deci 2 la 8-a. Da. Ori 2 la 10-a. Este egal cu 2 la... Este egal cu 2 la 8 plus 10, adică este egal cu 2 la a 18? Așa. Asta e marea filozofie. Dar care... Tu trebuie să înțelegi așa, explică-le prietenilor noștri. Mai ca să înțelegeți, la 2 la 8 eu am pe 2, 2, 2, 2 de 8 ori. La 2 la 10 am pe 2 ori 2, 2, 2, 2 de 10 ori. Și e clar că cei 8 care sunt la 2 la 8, încă înmulțiți cu cei 2 de la 10, fac câți de 2 scriși așa în ordine? 18. Ăsta e motivul pentru care voi trebuie să înțelegeți așa. Mai precis, în egheșițiul de 2 la 4 ori 2 la 3 egal cu 2 la 7, scrie așa, ca să înțeleagă toată lumea. În loc de 2 la 4 spui 2, 2, 2, 2 de 4 ori. Ia scrie. Care? Ai acolo încadrat cu roșu, ai 2 la 4 ori 2 la 3 egal cu 2 la a 7, nu? Da. și scrie dedesubt ca să prietenii să vadă. 2 la 4, în loc de 2 la 4 spui 2 ori 2 ori 2 de 4 ori. 2 ori 2. Acolo rezultă, așa. Deci 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 4 ori, nu? Pune dedesubt de 4 ori. Pune un 4 dedesubt, așa. Ori în continuare, ori 2 la 3, adică 2 ori 2 ori 2. Și de câte ori sunt acești doi când îi numeri pe toți? Sunt de 7 ori. 7 ori. Deci face 2 ori 2 ori 2 ori 2 de total, nu? De 7 ori. Asta e ideea pe care trebuie să o ținem minte. Deci când mulțim două puteri cu aceeași bază, copiem baza pe 2 și exponenția ce adunăm și care e motivul atât de clar și de logic pentru toată lumea, încât tot ce ai făcut-o acum este foarte, foarte, foarte bine arătat că în 2 la 4 se află 2 înmulțit de 4 ori, apoi înmulțit mai departe cu 2 la 3 care se află înmulțit de 3 ori și în final îi vedem pe toți când îi privim de la un cap la altul de câte ori înmulțiți? De 7 ori. Și de aceea adunăm exponenții. Cât face, hai să zicem, 2 la 3, 3 la 7, 3 la 7, ori 3 la a 5-a. La 7 ori 3 la 5-a este egal cu 3 la 12-a, adică 3 la, nu, adică 3 la 7 plus 5. Asta, da. 3 la 12-a. Bun, bun. Dar acum explică tu așa pentru toți prietenii noștri să înțeleagă așa cum e. Copiem baza. Da. Și adunăm cele de sus. Adică exponenții. Copiem baza și adunăm exponenții. Așa se mulțesc. Și spune, prieteni dragi, nu-i deloc nicio chestie care să fie forțată. Pentru că în 2 la 7, în 3 la 7 se vede 3 mulțit prin el însuși de 7 ori. 3 ori 3 ori 3 ori 3 de 7 ori. Apoi e mulțit cu iarăși o suită de 3. Și câți de 3 mai departe mulțiți? 5 de 3. Păi nu în total s-au făcut ei 5 și cu 7. 7 au fost din prima fază și 5 încă mai departe. Și de ce au ajuns la 3 la 17? La 12, pardon. Deci, prietenii trebuie să înțeleagă că această proprietate nu este așa inventată de cineva, ci este ca urmare a faptului că pe prima putere o scrim cât este ea, o scrim și pe a doua înmulțim mai departe și pe urmă toți exponenții înseamnă, nu, adică adunat de câte ori apare, e suma celor doi exponenți, 7 și cu 5. Ia să mai scrie încă o dată așa. 5 la 3, 5 la 3, la 3, ori 5 la 2, da. Ori 25. Este egal cu 5 la 3 plus 2, adică 5 la... Nu, păi, dacă e egal, nu, păi, ori 25, păi ai egalul pentru totul. 5, ori 25, 5. Ori 25, da, și egal cu? Egal cu 5 la 5, ori 25. Bun. Acum, pe 25 ăsta, cum ai putea să scrie, oare? Ca 5 ori 5. Păi da. Păi e scria. Deci, egal mai departe cu 5 la 5, a? Egal cu 5 la 5, a? Ori 5 ori 5. Dar 5 ori 5 cum mai poate fi scris dacă e de 2 ori? 2 ori? Nu. Nu e 2 ori 5. Nu, am gândit la așa. 5 la a doua. E 5 ori 5. Deci egal mai departe cu 5 la 5-a care era înainte. 5 la 5-a ori 5 la a doua. Și egal mai departe, acum cu 5 la câta. 5 plus 2, adică 5 la 7. Gata. Asta. Deci, hai să ne întoarcem acolo. Vezi? A fost acolo 5 la 3 ori 5 la 2 și a fost ori 25. 25 nu mai era ca o putere scris de să fii văzut de tine, dar l-am scris noi. Că e 5 ori 5, deci 5 la 2 și gata, ieșiți. Ia să mai scriem încă o altul. Ia să scriem așa, 5 la puterea a 4-a ori 5 la a 3-a ori să zicem 125. Ori 125. Păi este egal cu 5 la a 4-a plus 2 ori 125, adică 5 la 6-a ori 125, care mai poate fi scris ca 5 la 6-a ori... Ai, ce deșteaptă ideea acum! Hai să știi că noi ne-am, lecția trecută, am făcut o chestie care semna descompunerea cu aceea în divizori. 25 ori 5. Așa, 25 ori 5. Și egal cu 5 la 6. Egal cu 5 la 6 ori... Ori 5 la 5. De ce 5 la 5? Stai să văd. Ori 5 ori 5. Așa, 5 ori 5 și iar ori 5. Ori 5. Gata. Și egal mai departe cu? Egal cu 5 la 6 ori 5 ori 5 ori 5, 125. Adică nu, păi te întorci înapoi. Da. Adică e 5 la câta? Așa 3 de 5 înmulțiți? 5 la 3-a. 5 la 3-a. Și atunci am 5 la a 6-a plus 3, adică am 5 la a 9-a. 5 la 9. Deci, vezi, asta înseamnă să lucrăm concentrat numai cu puteri. Deci, cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Să copii bază, a? Și să adun exponenții. Acum pot să dau definiția aceea. A la n ori a la m. Ia să scrii. A la n ori a la m. A la puterea n. A la n ori a la m. Egal cu, spune tu, egal cu a la cât? A la n plus m. Asta-i. Păi asta a făcut și profesorul azi, doar că el a scris asta prima dată și apoi a dat un exemplu. Păi pe dos, tocmai invers. Ca să nu înțelegi nimic. Că exact ca să nu înțelegi nimic. Acum ai înțeles de ce eu sunt așa într-o suferință foarte mare. Da. Că predarea lecțiilor se face... Eu când am lecțiile acelea care le-am acolo pe internet, sunt făcute așa în varianta asta cum vezi tu acum. Dar parcă aici, fiindcă scrii tu, sunt chiar mai bine arătate. Pentru că am insistat aici, ai scris atent. Acum pot să o încadrez așa, asta e formulă deșteaptă care îți permite ție, pe baza ei, să poți acționa. Deci cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Două puteri. La m ori a la n, să copii baza și să adună exponenții. Așa stai proprietatea. Dar dacă sunt trei puteri, a la m ori a la n ori a la p, ia scrie. A la m ori a la n ori a la p. Deci ați spus, stați puțin, a la m la n? Da, a la m ori a la n ori a la p. A la m, ori a la n, ori a la puterea p, a la p, p. Păi este a la baza ori a n plus m plus b. plus B. Eu am zis P de la Petrică. Ah, ok. Petrică, ca M, N și P acolo, literele celelalte. M-a auzit. A la M plus N plus P. Așa asta este proprietatea. Am dat eu 3. Dar poți să dai și 4 și 5. Da, câte vrei. Da, deci câte, nu numai cu 2, și cu 9 putere mulțite, e în faza și adunăm exponenții. Asta este proprietatea. Dar ea se dă cu 2. Dar nu se înțelege că numai 2 pot să fie. Ei, problema este atunci când nu ai aceeași bază și tu trebuie să scrii numărul respectiv ca o putere. Adică, vezi, am să-ți dau așa, 625, ia scrie 625, 625, ori 125. Egal cu. Acestea, deocamdată, din ce știi tu, ar trebui să le mulțești. Dar dacă ai ști să descompui, și noi am făcut lecția trecută, când pe 625 am văzut că... Nu să scriu 600 plus 20 plus 5. Da. Plus 125 pot să-mi scriu ca 100. Dar nu-i plus, e mulțit acolo. Trebuie să pui tot într-o paranteză. Deci 6 plus 25 plus 5. Așa totul, de mulțit cu... Dar puteam să o scriu aici așa. Ca să se vadă cum trebuie că așa. Așa. Deci, este egal cu simetrie. Stați-mi la mâine. Nu se vede, da. Deci este egal cu 600 plus 20 plus 5. Da. Totul de mulțit, da. Ori 100. Așa, foarte bine, deci 100. Ori 100 plus 20 plus 5, închid paranteza. Este egal cu. E, dar toată mulțirea trebuie să o faci. Trebuie să apuci să mulțești cele două paranteze, e o problemă complicată. Însă, ce vreau eu să zic este că noi am făcut în lecția trecută, sau cu 2 lecții, când am făcut împărțirile acelea, când se împarte la 5, la 7, la 3, cu o bară făcută așa. Spuneam 625, ce trăgeam o bară ca la împărțire, cum spuneai tu la bară. Da, mi-amintesc, vineri. Vineri mai am făcut eu așa. Ia să vedem, hai să ne amintim chestia aceea. Deci... 625, pe lângă 625 trage o bară verticală. Am să scriu cu creta pe cealaltă parte. E ok? Bine. Fiindcă dar asta să știi că nu ne ajută nimic. Ce-ai scris în mulțirea asta și așa, e descompus-o tu, dar nu-i, poți să o ștergi. Că nu mă ajută. Așa, așa, așa. Sau... scriu chestia asta aici. Și șterg chestia asta. A, așa. E bine. Deci 625 parcă era numai. Da, 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 la 625 ori 120. 625, punem o bară pe lângă ea ca la împărțire și acum stop. Nu. Îl luăm și pe 125 deoparte. O să luăm și pe 125 deoparte. Dar acum îl descompunem numai pe 625. Și spunem, prin cât s-ar împărți 625? Păi, prin 2 nu s-ar împărți, fiindcă nu avem la final un număr par. La 3, la 5 se poate. Așa, și punem un 5 acolo. Adică punem divizorul 5 și câtul împărțirii de desubt. Și zicem 5 în 6 odată. Îți imaginezi că faci împărțirea odată. 5 așa, 5 în 2 de 2. Nu. 5 în 12, că a rămas un rest. A 5 în 12 de 2 ori și 5 în 5 odată. 5 în 5 odată. nu, pardon, 5 de 2, 10 și au rămas 2, 25. 5 în 25 de 5 ori. Foarte bine. Acum de 125 care se poate și el împărțit la 5. Corect. Tot aici pun 5, îmi dă 25. Da. 25 poate împărți și el la 5, îmi dă 5. Da. Și 5 se împarte și el la 5 și face 1 la împărțire. 5 împărțit la 1. Ei, și acum zicem 625 este egal cu 625 este egal cu 5 la câta? Îl găsești 5 la câta? Așa, câți de 5 găsim? 4. 5 la 4. 5 ori 5 ori 5 ori 5 egal cu 5 la 4. Și acum 125. Da, de desubt 125. Să-l facem și pe el. Se împarte la 5, adică 25. Da. 25 se împarte și la 5, adică 5. 5 se împarte și la 5, adică 1. Da. Și atunci am aici 125, este egal cu 5 la 3. 5 la 3. Și deci acum, ce ai avut de făcut? Înmulțirea 625 ori 125, da? Să zicem 625. 625 mulțit cu 125 este egal cu 5 la 4 ori 5 la 3, care este egal cu 5 la 4 plus 3, adică 5 la 7. Corect, asta. Deci în loc să mulțim acolo, am scris pe 625 ca o putere a lui 5, pe 125 ca o putere a lui 5 și am făcut înmulțirea aceea foarte rapid, copiem baza și adunăm exponenții. Deci iată că în clipa în care știi proprietatea și ai de înmulțit două puteri cu aceeași bază, atunci te descurci foarte, foarte, foarte ușor. Să ștergem deasupra, undeva deasupra acolo și să mai vedem, mai reziști, să mai stăm un pic de vorbă sau ai obosit? Dacă să știi, dacă ai obosit, nu-ți rămâne decât să te duci la filmele mele și să cauți proprietăți și să vezi acolo cum predau la tablă, că eu îmi vine foarte, foarte greu, pentru că una e să stau la tablă să scriu, așa cum visez eu să se întâmple vreodată și poate cât de curând, să pot preda pentru toți copiii. Că ceea ce faceți voi la școală doar este o pierdere de timp, din nou îmi pare foarte rău să spun, și tu ai venit acasă tot atât de dezamăgită. Da? Dar ai o șansă foarte mare, pentru că tu știi că există Prof Online, tu știi că el are lecțiile astea făcute și atunci te poți duce și le cauți, vezi exact cum am predat și este minunat, e minunat ca să ai toate exercițiile, să poți face acolo și de acolo îți poți face și tema. Deci de la exercițiile de acolo îți poți face tema. Dar, repet, ai șansa asta. Dar ce fac copiii aceia, închipuiți tu, că astăzi la școală totuși, hai să spunem că ceva ai știut tu, câtă vreme, despre putere auzise și din discuția noastră de data trecută, că bază și exponent, ce înseamnă că se repetă, deci toată chestia aceea, deși ți-a dus, scuze, așa în năsucul. Ridică-le un pic mai sus, parcă nu este mai vale nimeni. Deci vreau să zic că tu ai avut o șansă foarte mare, că știai ceva despre puteri. Și cred că ai zâmbit așa în sufletul tău. A, putere, da. Am auzit de asta. Da, da, da. Da. Dar da, startul a fost... Da. Startul a fost bun, că aveai ceva cunoștințe, dar din păcate, când a început să intre la lecții și a intrat tocmai invers, adică în loc să... Cât a explicat aici baza și exponenți, a dat un exemplu, am înțeles și ziceam, da, știu și eu, dar când a început cu proprietăți și cu chestiile astea. Da, Am înțeles. Altfel, tu ai scris foarte corect și foarte atent. Adică, nu știu, ai felul ăsta de a copia, neînțelegând. Faci un efort maxim, neînțelegând, să scrii așa cum este scris pe tabla acolo sau pe ce vă scrie el și să te trezești că, practic, doar ai caietul plin de niște simboluri care sunt acolo aruncate, fără să înțelegi nimic despre rolul lor și ce ar trebui. La ce folosește asta? Deci dacă tu nu înțelegi la ce folosește asta, atunci n-are rost să muncești. Este doar o uzură maximă. Și cum se întâmplă ție, eu spun că se întâmplă multora dintre copii, sau la majoritatea copiilor se întâmplă așa, pentru că lipsa acestui tact pedagogic, adică forma în care să-l faci pe cel care îi spui tu ceva, să înțeleagă. Înțelegem de la exemple, înțelegem de acolo de unde vezi rostul informației respective. Și atunci tu faci efort să o înțelegi. Dacă, repet, dacă tu înțelegi importanța informației acelea. Așa că îmi exprim din nou tristețea maximă, așa că ce pot eu să fac cu tine când facem, nu, lecția aici, se strică și te descurajează foarte tare când duci la lecția acolo, la clasă. Te descurajează puternic, maxim descurajat. Adică doar așa spui, uite că am mai făcut și eu ceva, m-am auzit, de asta m-am auzit, nu știu. Haide să facem încă un pas și să te duci din lecțiile mele cu puteri. Puteri, operații cu puteri, proprietăți ale puterilor pe acolo sunt. Găsești filme multe, că de mai multe ori am făcut aceeași lecții. Deci de mai multe ori. Și în condițiile acelea, vezi de acolo cum înțelegi lecția, cum m-am străduit eu să o explic acolo. Și discutăm data viitoare pe film. Adică spui, am găsit filmul acesta, am urmărit, m-am dus până aici, la minutul cu tare a apărut o chestie care n-am înțeles-o. Și m-am dus de acolo și am repetat o dată de două ori și m-am uitat și am mai insistat. Și mă săcăi acolo de câte ori vrei tu. Că eu nu mă supăr. Adică dai înainte și înapoi acolo până când înțelegi informația aceea. Adică vreau să fac cu tine pasul acela în care așa cum se bucură copiii aceia care au dat peste Prof Online și s-au descurcat, să încerci să te descurci și tu, că tu știi foarte bine unde să ajungi. Da? Și să găsești informațiile acelea. Nu sunt convins încă că reușești. Numai că trebuie să vezi filmul și să ai răbdare, să stai cu căiețelul lângă tine. Așa se lucrează. Nu te uiți la film. Nu privim la un film acolo, mă rog, așa, ca la un spectacol. Ci dăm stop, încerci să faci tu, n-ai înțeles, te întoarci înapoi, iar mai vezi, încerci să te duci singură, te întoarci înapoi. Asta facem. Exact ca la ceea ce am făcut acum la împărțirile astea cu numere prime. Ai înțeles acum care-i rostul, dar trebuie să spun ceva. Tot ce este în film e în film. Dar dacă nu punem și să-l facem filmul pe caietel, să-l faci tu încă o dată pe caietel, acolo, așa cum spui, parcă mi-amintesc că am făcut așa ceva. Și între timp tu te-ai dus pe caiețel și te-ai dus și ai spus, am scris pe caiet numele primii, nu știu ce, nu știu cum. Ei, deci filmul făcut de tine trebuie refăcut și scris pe caiețel. Asta înseamnă că repetându-l încă o dată și nu vei vedea cum. Și asta este experimentul. Vei vedea că filmul de data trecută, filmul ăsta de astăzi, nu trebuie să stai să-l urmărești, că tu știi să faci acele împărțiri, numere prime, cum am discutat în prima parte a lecției și toate chestia aceea. De asemenea, cu puterul cu exponent natural. Ceea ce avem acum, am făcut în prima parte aici cu puteri, încerci să faci cum? Tu te duci și mergi, ai dat drumul la filmuleț, începi să scrii acolo, da, știu să fac asta, singură lucrez și conduc exercițiul. Așadar, Alesia, mă despart în sensul că punem punct la lecția aceasta cu același gust amar, gândindu-mă la foarte, foarte mulți copii, la toți copiii care, de oriunde ar fi din lume, deci repet, la oricare, care, chiar dacă nu știu limba română, simbolurile acestea scrise pe tablă le înțeleg. Acesta este limbajul universal, limbajul lui Hristos, cum spun eu, încât orice om, indiferent de culoare, de culoarea pielei, de știi limba română, matematica nu are granițe. Și dacă ei ar ști, tare mult s-ar bucura. Că am mai avut așa și mesaje de acestea de la cei care nu sunt de altă naționalitate, deci nu știu limba română, pe scurt, și atunci au spus ce bine în limba lor, că ce bine este explicat, ce minunat, ce corect și ce bine explicat și înțeleg, chiar dacă nu știu limba română. Dar noi, voi, copiii care sunteți români și știți limba română, cu atât mai bine. Este un lucru care mi-l doresc foarte, foarte mult și eu sper ca să reușim să ajungem cu mesajul acesta și să putem face, așa cum spuneam, prin tablete, prin telefon, prin ce se întâmplă acolo. Tu ai calculator, tu ai laptop, tu te poți descurca, dar vedeam la televizor pe cineva, spunea, trei copii ca un singur telefon mai performant, cum să-și facă ei lecție cu un singur telefon? Pe la țară, pe undeva. Alții n-au niciun telefon, n-au nicio posibilitate. Deci sunt condamnați. Aceia sunt condamnați la neștiință. Deci ce șanse pot să aibă copiii aceia? Și de aceea trebuie să încercăm, trebuie să se întâmple asta. Că una să stai la televizor să vezi lecția ca și cum ar fi lângă tine acolo și ți-aș explica. Iar varianta asta acum a mea este foarte dificilă, că îți spun mai sus scrie, mai jos, nu știu ce, nu știu cum. Ei, acolo eu aș face concret lucrurile acelea și atunci ar fi perfect. Să sperăm că odată și odată se va întâmpla asta. Eu, repet, îmi doresc să se întâmple cât mai repede. Vom vedea. Alesia, punem punct aceste lecții și să-i zicem, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat și am făcut o lecție iarăși frumoasă, interesantă, care ar fi, cu ce ne despărțim de la lecția asta, care sunt lucrurile care merită reținute. Păi, am făcut prima dată, am continuat cu numerele prime și cu tema pe care am avut-o. Și am ales un alt număr. Da. Am încercat să aflăm dacă este număr prim. Și ne-am chinuit să îl împărțim la toate numerele prime. Apoi am făcut puteri cu exponent. Da. Și hai să mai rămânem la prima chestiune. La prima chestiune acolo când... Deci un număr, să spunea, oferi cineva un număr. Și noi am vrut să-i găsim toți divizorii. Deci asta este esențial, toți divizorii. Și avem niște criterii de divizibilitate pe care le aplicăm și ne dăm seama dacă se împart la 2, la 3, la 5, la 7, la 9. Și neîmpărțindu-se, am spus, hai de acum muncă, hai la muncă și să cercetăm, să vedem ce este cu el. Și atunci am pornit să încercăm drept divizori, să încercăm pe toate numerele prime. Deci toate numerele prime, nu avem voie să pășim peste unul din ele, că s-ar putea ăla să fie divizor. Ăla să fie cel pe care l-am pășit și care să-mi fie asigurat să-l pierd din vedere în condițiile astea. Ce vreau să spun este așa, că am plecat la întrebarea de ce să oprim algoritmul acolo? Unde să-l oprim? Când împărțitor? Asta a fost esențial. Vezi? Pornim, ne apucăm de treabă și oprim algoritmul la împărțirile acele succesive, la numere prime, în momentul în care ajungem la un împărțitor care conduce spre un cât mai mic decât împărțitorul. Când câtul împărțit mai mic decât împărțitor, ne oprim. Asta a fost esențial. Deci, din prima parte a lecției, am cercetat divizorii unui număr și important este când oprim algoritmul. Când oprim algoritmul. Unde îl oprim? Acolo când se întâmplă chestia aceea. Și pe urmă am trecut la partea a doua lecții, puteri. Tu erai nerăbdătoare să ajungem aici că aveai lucrurile acestea de... Da. Să-mi spui că de fapt n-ai înțeles nimic la lecții, că asta era mare, da? Da, da. Și că știai ceva în prima parte și te-ai bucurat, dar deodată te-ai întristat, imediat te-ai întristat când ai văzut ce s-a pornit cu simbolurile acelea. Știi, abia astea se fac pe undeva în clasa 9 și se mai repetă chestiunile. Deci se repetă în clasa 9, așa se întâmpla. Și profesorii care știu că s-au făcut prin clasa 5, a 6 și copiii, tot o operație cu puterile tot făcut, dau definițiile astea. Cum se mulțesc două puteri ca proprietăți? A la n ori la m face, cum se împart? A la n ori împărți la a la m face a la n minus m și nu știu ce. A la n totul la m și sunt o serie de proprietăți, vreo 6 proprietăți acolo. Ei, și cele 6 le dau acolo pe tablă. Eu că zic că trebuie să le știi. Dar nu bănuiesc că copiii se află în situația asta. De fapt, după un timp am bănuit și am descoperit că se află în situația dificilă, dar nu știi nimic în legătură cu tot ce se întâmplă în anii din urmă. Așadar, să spunem că ne oprim aici și să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lecția aceasta. Și eu îți doresc succes. Nu știu la ce lecții trebuie să te duci. Trebuie să duci lecția aceea și deci data viitoare, care va fi aceea, cu filmulețul spun. Am cercetat filmulețul ăsta, am caietelul pe care l-am urmărit filmul și uitați ce am scos de la filmul acesta. Cu așa. Aici n-am înțeles, dincoace n-am înțeles. Da? Le cauți tu cum caut orice copil. Orice copil care are lecția cu puteri trebuie să descurci. Tu ai mare șansă, repet, că știi unde se duci. La Prof Online și scoți lecții și cauți acolo. Asta e marea șansă. La revedere! La revedere!